tale pe care cu meșugare le-ai vărsat asupra robilor tăi. Vedem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile biserica ta și pe prea principiul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și pe toți ierarhii Sfântului Sinod. Care s-a consemnat că eparhia noastră istorică de 600 de ani a fost înălțată la rangul de arhiepiscopie cu titulatura Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Datorită acestui fapt, prea fericitul Părinte Patriarh Daniel, iubiți credincioși și dragi băcăuani, a dorit să se oprească în drumul prea fericirii sale către reședința patriarhală aici la Bacău. Prefericite Părinte Patriarh Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, preabucenici părinți, dragi invitați, dragi băcăuani, cred că sunt în asentimentul tuturor când spun că este o zi istorică pentru județul Bacău, ziua din care acest ținut va figura sub Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului. Nu este puțin lucru pentru aceste meleaguri încărcate de spiritualitate. Nu este puțin lucru pentru toți cetățenii acestui județ, de la Borzești până la Palanca, de la Dofteana până la Stănișești, de la Onești până la Bacău. Am simțit totdeauna aici o reclame deosebită, așa cum ați descris-o, prin gesturi, prin fapte. O reclame plină de lumina prezenței, harului în sufletele credincioșilor smeriți și harnici, bucuroși și darnici. Ridic o biserică să înalte și demnitatea comunității care o zidește. Când se ridică o biserică sau când se construiește o biserică de zi, se construiește tainic în sufletele celor care participă la construirea bisericii, o biserică duhovnicească de lumină pe care o vor purta în suflet ca un chip luminos al acestei biserici toți cei ce au contribuit la zidirea ei. Această biserică din suflet marchează pe ctitori, pe cei care au zidit-o, pe cei care au frumusețat-o, cei care au dotat-o pentru veșnicii. De aceea, în Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă General, titorii sunt pomeniți cu o formulă specială. Fericiții și pururea pomeniți în titori. Această casă Tatăl a zidit-o, această casă Fiul a întărit-o, această casă, Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o, a sfințit-o și a sfințit sufletele noastre. Biserica este un dar al lui Dumnezeu, un dar al oamenilor oferit lui Dumnezeu. Din momentul sfințirii, ea este
darul lui Dumnezeu către noi oamenii, pentru că e plină de prezența Harului Preasfintei. Când zidim o biserică, noi oferim lui Dumnezeu lucruri de pe pământ, darul material. Schimbul acesta de dar pe care noi oferim Preasfintei Trăimii Biserică, așa cum oferim prescura și vinul la altar, acordându-ne ca Dumnezeu de ce treceam o seară, prin sfințirea ei și prescura Preasfintei Trăimii ne-a dat la veșnicii de noi se doar, iar de deosebită pentru că Mântuitorul a spus că voi sunteți lumina lumii, adică ucenicii lui și sarea pământului cerești. Și sarea are semnificație, deci, simbolică, duhovnicească. Și cât își păstrează, atâta timp cât își păstrează consistența. Este o catedrală mare, frumoasă, dintre cele mai mari catedrale în construcție din Europa răsăriteană. Bunul Dumnezeu să ne dărească bucuria de a participa la sfințirea acestei catedrale și de a face din ea un simbol al întregii Moldovei și al întregului neam românesc. Această cruce de binecuvântare pentru ca părinții care slujesc aici să binecuvânteze cu această cruce confecționată în atelierele Sfintei Patriarhii. Amin. Și să nu uitați să ne invitați la termase. Și aici a venit mormântul Sfințitului de Predică, pomenire Joachim Mare, care a început această catedrală și care este o bunătate. Bunul Dumnezeu să-i dărească sănătate, bucurie mult.